Mini-vacanța prelungită de 1 mai a adus mii de turiști în clisura Dunării, unde oaspeții au avut parte, începând de ieri, de mult soare și vreme numai bună de vacanță. Așa cum i-au obișnuit, pe lângă drumețiile pe care le-au putut face pe traseele turistice din zonă sau croazierele pe Dunăre, gazdele au pregătit și o mulțime de delicatese culinare, în special din pește. Încântați de ceea ce au văzut, au fost turiști care au făcut și invitații. Am vizitat tipul Decebal, am vizitat și încă o peșteră. A fost foarte frumos. Veteran, mai exact. Vă invităm și pe voi, cei de acasă, ca să vizitați aici, foarte frumos. Și acceptabil. Da, foarte frumos, foarte frumos aici. Lăsați marea și veniți aici la Orșova. Doar în vizită, acești tineri s-au bucurat pentru câteva ore de clisura Dunării. Au fost însă și românii care au făcut rezervări, s-au relaxat la spa și au petrecut cu prietenii în pensiuni. După muncă trebuie și un pic de relaxare. De unde veniți? De la Topleț. Foarte frumos, foarte bine. Am mai fost și anul trecut și am ținut cont că a fost bine anul trecut, am venit și anul acesta. Da, da. Copii puțini și de asta. Da, 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 foarte mult. Mi s-a părut foarte relaxant, foarte plăcut, totul este ok. Masa a fost peste așteptări și ne bucurăm de peisaj. Ce ați mâncat voi? Am mâncat un păstră tabuleh. Foarte, foarte proaspăt și foarte bun la gust. Sunteți în grup? Da, da, suntem un grup de câțiva prieteni de pe lângă Craiova. Ne-am relaxat, ne-am și distrat un pic. Dacă de Paște vremea nu a fost foarte favorabilă, de data asta a venit soarele, pensiunea e plină de turiști, turiștii au început să se facă plimbări cu barca în cazanele Dunării, mici drumeții și să se ospăteze cu bunătățile pe care le avem la pensiune. Păi, în primul rând, cele mai căutate sunt produsele pe bază de pește, saramura de pește, specialitatea casei, care înseamnă file de șalău cu învelit în bacon și cu orez și sos de lămâie, iar peștele prăjit, peștele la grătar. Ca să-și încânte oaspeții, bucătăresele au dat zor și au pregătit delicatese ca în clisură. Peștele a fost preparatul cel mai solicitat, dar și mușchiulețul la tavă sau costița de porc pregătite după rețete speciale. Avem mușchiuleț de porc cu sos de ciuperci, pastele casei, care sunt foarte bune, coaste de porc cu cartofi la cuptor, glazurate, specialitatea casei, file de șalău cu jambon și orez, și aici tradiționala saramură, de somn sau de crap, la alegere. Da, avem pensiunea plină în această perioadă, turiștii noștri deja au luat masa la noi, îi așteptăm cu preparate din pește, saramură, pește la grătar, avem și specialitatea noastră din pește, preparate tradițională, țuică de smochine din zonă de la Jvinița. Cum e vremea? Vremea este foarte frumoasă, după cum se vede, avem toate cele 15 camere ocupate, turiștii noștri au și activități când vin la noi, au plimbări cu barca, drumuri pe la spa, în Eșenița, la noi în sat, au și obiective turistice pe Ciucar. Pentru că vremea a fost frumoasă, spre deosebire de Paște, pensiunile au fost pline, spun proprietarii. Solicitări foarte multe au fost și pentru organizatorii de croaziere. Sunt turiști. Anul acesta cât de cât este mai ok față de anul trecut. Anul trecut am avut un sezon, pot spune, destul de nasol, dar anul acesta pot spune că am început destul de bine. Văd foarte mulți oameni. Da, într-adevăr, ne bucurăm că nu mai sunt zilele ploioase, să zic așa. Sunt niște zile însorite, destul de bune, turiștii vin din toată țara, avem mașini de București, avem rezervări din Timișoara, Cluj și Bistrița. Într-adevăr, este afluxul de turiști pe care l-am așteptat în vacanța de 1 mai. Suntem pregătiți, am făcut-o și de Paști, dar iată că s-a împlinit dorința noastră de 1 mai. Este soare, este frumos și lumea a ieșit din casă pentru a veni să sărbătorească. Într-adevăr, la embarcațiuni sunt destul de multe solicitări, facem față la toate și ne organizăm foarte bine. Pensiunile sunt la capacitate de 90, poate peste 90 pentru vacanța aceasta. Pentru cei mai mulți, vacanța s-a încheiat pe 1 mai, dar sunt și turiști care spun că, pentru că s-au simțit bine, și-au mai luat o zi liberă de la serviciu și își vor mai prelungi sejurul, măcar cu câteva ore în plus.